Cei care s-au născut în zodia Racului vor avea între 1 și 2 octombrie dimineața. O perioadă care pentru sănătate nu este specială. Oarecare instabilitate, oarecare nervositate, oarecare indispoziție pentru activitățile prelungite. Parcă nu sunt chiar așa în formă ca în alte dăți să stea și peste program, să lucreze și noaptea, să facă efort fizic intens, să facă efort intelectual prelungit, să se concentreze pe detalii, vor să termine mai repede, să aibă și timp liber, să se mai și odihnească sau să se distreze. Sunt dispuși să lase și pe mâine o parte de treburi. Un fel de inconsecvență, de instabilitate interioară și de atenție îndreptată spre vocile care le ademenesc pe câte un nativ. Constată că eu după amiază frumoasă și ce bine ar fi să se plimbe în parc, este dispus să se vadă cu prietenii și pentru asta pleacă mai repede de la serviciu sau încheie activitatea înainte să se fie epuizat toate temele. Are chef să se ducă prin magazine să-și cumpere jiletcă, că iată vine frigul și trebuie să se îmbrace gros. Și vrea să vadă ce mai e prin magazine. Tot felul de mici curiosități și atitudini firești de viață personală, care însă se pliază sau se interferează cu activitatea profesională. Și de obicei, cea profesională e trecută pe planul 2. Între 2 octombrie dimineața, după ora 10 și jumătate, și 4 octombrie la prânz, Relațiile parteneriale sunt anoste și la fel de neprincipiale și de neproductive. Așa cum am spus și în alte dăți, se menține și acum același statut, categoria Abatea Pampio. Se întâlnesc, vorbesc, spun aceleași lucruri, pleacă. Nu s-a rezolvat nimic. Iar se întâlnesc, iar vorbesc, iar invoc aceleași argumente. Nimeni nu le crede, nimeni nu le ia în serios, nu se întâmplă nimic, nimeni nu acceptă nimic din ceea ce reprezintă o propunere a celuilalt. Pleacă în condițiile în care erau și când s-au întâlnit, fără să se simpatizeze, fără să se normalizeze ceva. Context care se vede foarte bine în relațiile de căsnicie deteriorate, mai ales cele care. Nu sunt deteriorate de câteva zile sau de câteva săptămâni, sau căsniciile celor tineri care s-au căsătorit, să zicem, vara trecută. Marchează căsătoriile lungi, unde s-au acumulat nemulțumiri, s-au consolidat niște atitudini, unde e greu să mai intervii, mai ales dacă ești spectator și să dai vreun sfat, pentru că, știu ei, partenerii foarte bine ce poate unul și ce poate celălalt, care sunt limitele unui așa ale celuilalt, la ce se poate aștepta. Și atunci e vorba de o căsnicie bazată pe hărțuială, alimentată de ambi. Nu e vorba de o căsnicie bazată pe toleranță și îngăduință sau pe indiferență, nu, aici părțile se antipatizează temeinic, serios, au metodă, au experimentat ani de zile, cum e să te cerți, cum e să complici un conflict, cum e să nu ierți, să nu uiți, Ehe, cum e să nu te împaci, cum e să ții la supărare, adică e o strategie, e arta războiului. Din această perspectivă, acest context astral, dă unuia sau altuia dintre parteneri bucățica de scânteie necesară ca să mai zică ceva, să mai facă ceva, să-l mai irite pe acela, să-l mai provoace, să mai destabilizeze um, atmosfera, să o deterioreze, să o agraveze, să îl alarmeze pe celălalt, să-l pună în dificultate. Și canele care fac uh, viața în doi, palpitantă, dar nu în un sens plăcut. Și sigur că într-o astfel de atmosferă și unul și celălalt ajunge acasă cu frica în sân că nu știe la ce să se aștepte. Între 4 octombrie după ora 13 și jumătate și 6 octombrie după amiaza, doar casa relațiilor materiale și a intereselor patrimoniale este vizată, de un transit al lunii prin vărsător care introduce stări de spirit anacronice. Simt, gândesc, trăiesc și reacționează altfel decât ieri, alaltă ieri, acolo săptămână sau acolo lună, pe o temă de interes material. Și sunt mai țâfnoși, mai ambalați, mai răutăcioși, mai revendicativi, mai intoleranți și mai dispuși să declanșeze un conflict. Se mobilizează și își face așa o strategie pe ideea de mâine, stai să vezi ce am să fac eu. Nu se știe ce o să facă. Sigur, transitul îi durează două zile. Dacă se pune pe treabă și cum îi trece prin minte, pune și mâna pe telefon, e cu totul altceva. Dar s-ar putea să nu se petreacă nimic, om. cred, să fie doar un soi de supărare, de moment, de alterare a stării de spirit, dar ceva s-ar putea să rămână ca un rezidu și nu unul afectiv, ci unul chiar relațional. Dacă această stare de revoltă a fost provocată de o informație adevărată, de un document pe care l-au văzut, l-au citit, care a fost emis, elaborat, de un gest, o inițiativă făcută în nume propriu sau prin intermediar notare, avocați, instituții, și care îl deranjează pe respectivul nativ. Atunci, sigur că faptul rămâne, și chiar dacă atitudinea trece, tot va trebui să țină cont de acea evidență. Între 6 octombrie, după ora 16, și 7 octombrie, cele două case ale comunicării au o conotație și un patronaj astral pozitiv. Dintre octombrie, Mercur revine la mersul normal, și fiind în domicil, în casa a treia, dă foarte multă logică și rațiune. Gândire pragmatică, chiar matematică, îmi spune, indisponibilitate pentru divagații, inspirații și prea multă poezie. Întoarcere la concret. Bun. Discuții relativ eficiente. În fine, pe hârtie, ar putea fi chiar foarte eficiente cu reprezentanții unor instituții. Funcționarea statului. Dar să nu exagerăm că trăim în România și instituțiile nu ne oferă cadrul cel mai armonic, eficient și coordonat. Ne oferă tot felul de anacronisme și bramburel și piedici. Așadar, păstrez măsura și spun că este doar corect și relativ folositor pentru a rezolva, pe moment sau de-a lungul timpului, o temă modestă, măruntă administrativă. Din cealaltă perspectivă, însă, cea care privește conștiința, crezul, convingerile, lucrurile sunt bune, chiar de-a dreptul exaltate. O stare de bucurie, de entuziasm convingerile unora dintre cei care s-au născut în zodia racului pot să prindă aripi. Ei să fie interesați de un domeniu de cunoaștere, să se dedice studiului, experimentelor, lecturilor, învățăturii, experimentelor pe plan personal a unor ipostaze de viață culturală, spirituală, artistică, religioasă, nu politică. Dintr-o altă perspectivă sunt și persoane care pot să facă o pasiune pentru un timp de activitate care însă pentru a fi exercitată impune și parcurgerea unui program școlar sau universitar. Trebuie să și învețe, trebuie să se prezinte la niște cursuri, să dea examene ca să obțină o diplomă. Și o fac cu mare plăcere, cu multă speranță, cu multă încredere pe ideea că Odată ajungi într-o astfel de postură absolvenției cutării, școli sau instituții, vor avea, în afara acreditării firești și legale, vor avea toate ușile deschise pentru a-și pune în valoare persoana, personalitatea, idealurile, aspirațiile și mai ales unul sau mai multe talente, înclinații, însușiri, sensibilități, îndemânări ce au ei acolo care trebuie să fie valorificate. Nu există o ierarhie, adică să vorbim de niște însușiri modeste sau de un mare talent. Omul are convingere că este dăruit și dacă este și primit în acele instituții, înseamnă că niște oameni competenți, calificați, au constatat că într-adevăr are dreptate, că are resurse și că merită să-i se ofere șansa de a învăța, de a se perfecționa. Și atunci, sigur că acceptarea în aceste forme de școlaritate este un motiv de bucurie. Nu e doar vanitatea lui și uh, mica lui convingere interioară că e un tip de mai pomenit și are talent la desen sau la pian. Este concluzia specialiștilor, a profesorilor. Și atunci există încredere, lan, există motivație. De aici speranța este firesc să se nască și să le permită să desfășoare așa niște proiecte cu privire la anii următori. Unele persoane pot să aibă însă și surpriza de a fi primiți, acceptați în locuri la care, să zic așa, nici nu îndrăzneau să se gândească. Le era frică să gloseze prea mult pe tema prezenței lor în nu știu ce for internațional sau spațiu de pregătire, pentru că ziceau ei, eu sunt prea mic și acela e un loc prea important, cine mă bagă pe mine în seama. Și iată că se întâmplă o astfel de minune. Vor fi și cazuri de persoane care vor primi, după ce au făcut niște demersuri, în fine, din propria lor convingere sau împinși de cunoscuți de prieteni să depună un dosar și vor fi acceptați. Acesta este un lucru minunat, este un soi de mică mare minune. Pe ideea, iată se poate întâmpla și așa ceva, pentru că aspirațiile și visurile lor încep să prindă contur, să prindă viață.